În prag de iarnă, România se confruntă cu o criză energetică majoră, lucru care a dus la o creștere alarmantă a prețurilor. Prezent luni în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1TVDeva, senatorul PNL de Hunedoara, Vasile Căpotecă, a explicat de ce s-a ajuns în această situație. Astfel, parlamentarul hunedorean nu s-a sfiit să arate cu degetul spre Comisia Europeană, care cere impunerea energiei verzi până în 2032, iar criza a fost adâncită și de subdezvoltarea României din punct de vedere al infrastructurii. Faptul că am ajuns astăzi la această criză energetică se datorează și faptului că Uniunea Europeană a venit și vrea să ajungă în 2032 la o Europa verde. Ce s-a întâmplat în fond? În fond, noi am demolat niște capacități, am închis anumite activități pe cărbune, pe gaze și pe toate celelalte și ne-am trezit că s-a scumpit energia, pentru că pe partea de energie verde încă nu sunt Europa. Noi nu suntem atât de performanți încât să producem la niște bani buni, să zic așa. Trebuie să luăm niște decizii. Cum vom avansa în următorii 10 ani către energia verde, dar cum facem ca lucrurile astea să nu afecteze buna desfășurare a vieții noastre. Dar România are o problemă structurală. Este această subdezvoltare, pentru că noi vorbim, v-am zis, de energie verde în condițiile în care am rămas cu toaleta în fundul curții. Revenind la chestiuni punctuale, Vasile Căpotecă a spus că acestea vor începe efectiv din octombrie, dacă nu se vor lua măsuri de protejare a populației. O soluție ar fi înghețarea prețurilor, care ar putea produce un conflict cu Comisia Europeană, iar alta, acordarea de ajutoare financiare populației pentru plata facturilor, în această situație aflându-se aproape 3/4 dintre locuitorii țării. Problema facturilor mărite este începând cu 1 octombrie. De aceea guvernul trebuie să se concentreze acum să se rezolve cât mai repede această criză, să se concentreze pe rezolvarea acestei crize. Pentru că sunt două tipuri de, să zic acolo, sunt două tipuri de soluții. Unul, înghețarea prețurilor. Din punct de vedere legislativ, pe perioadele excepționale poți să înghezi pentru 6 luni prețurile, ceea ce ar fi opțiune. Dar iar intrăm un pic în coliziune cu Comisia Europeană și sau să facem această procedură de compensare. Și atunci ori urmăim procedura de compensare, ori procedura de înghețare acestor prețuri. Gândiți-vă că ce efort înseamnă, pentru că această compensare este pentru 13 milioane de cetățeni în această țară. Senatorul liberal de Hunedoara a mai spus că România se mai confruntă și cu problema gazelor naturale, aceasta putând fi, în opinia sa, rezolvată de mult timp dacă nu ar fi fost, cităm, orgolii și interese meschine legate de extracții rege în Marea Neagră. Este o problemă pe gaze, România are pentru 4 luni gaze, dar oricum 4 luni înseamnă luna februarie, deci va trebui să găsim soluții în această perioadă să ieșim din iarnă și să vedem ce este cu această, ce probleme, cum putem rezolva problema gazelor. Pentru că acum deja se discută iar despre Marea Neagră, iar despre lucruri care noi le-am întârziat de 7-8 ani datorită unor tipuri de orgolii și de interese meschine și toate celelalte. Și iată că am ajuns, că dacă noi aveam exploatarea din Marea Neagră, cred că nu aveam o problemă la ora asta. Vasile Căpotecă a mai opinat că încălzirea locuințelor pe perioada de iarnă nu ar trebui să fie o problemă, întrucât există resurse. Indirect, senatorul a dezmințit și zvonul interzicerii încălzirii cu lemne, precizând că există un proiect de lege ajuns în Camera Deputaților, care este foarte decizional pentru scăderea TVA-ului la acest tip de combustibil solid. România se încălzește la această oră cu între 30 și 35% cu gaze, restul suntem pe combustibil solid, adică pe lemne și cărbun și alte peleți și alte
chestiuni de genul ăsta. Deci avem, nu suntem, nu avem o presiune enormă. Noi trebuie să rezolvăm, să vedem care sunt categoriile de combustibil, la cât ne adresăm și cum facem această politică de înghețare, de compensare sau cum va hotărâi guvernul următoarea perioadă. Săptămâna trecută a fost unul dintre mari susținători cu care de multă lume a convenit a scăderii TVA-ului la lemnele de foc de la 19% la 5% și am trecut deja legea prin Senat, urmea să ducă la cameră. Deci sunt pași care se fac la această oră. Dând de înțeles că nu se pune problema ca guvernul să fie demis în urma moțiunii de cenzură care se dezbate astăzi, parlamentarul Hunedorean a declarat că până la mijlocul acestei luni, executivul va găsi o soluție pentru ieșire din criza energetică existentă. Guvernul trebuie să intervină și să rezolvă problematica. Și problematica de la Stinsoraș cu polițele și cu partea, da, și pe partea de creștere a energiei și pe materii prime și pe toate celelalte. Adică, dintr-un punct de vedere, în discuțiile cu Comisia și cu celelalte state, trebuie să găsim un punct de vedere a ceea ce urmează să facem în viitorii ani. Toate opțiunile sunt pe masă. Trebuie să găsim toate soluțiile în așa fel încât să-i apărăm pe cetățeni de această catastrofă a prețurilor. Cel puțin în 10 zile vom avea un pachet de măsuri care să ducă la rezolvarea problemei cel puțin în următoarea perioadă. Senatorul Vasile Căpotecă a mai anunțat că există o comisie parlamentară care anchetează cauzele care au dus la această explozie a prețurilor la energie în România. Există o comisie de anchetă care cercetează ce s-a întâmplat cu această explozie a prețurilor făcută din Comisia de Energie și Comisia Economică a Senatului. Sunt mai multe lucruri care trebuie rezolvate. La energie va urma un raport cât de curând care va spune ce s-a întâmplat de am ajuns să avem asemenea prețuri la energie, dacă liberalizarea a fost de vină, dacă modul la care am aplicat procedurile, dacă instituțiile statului nu și-au făcut treaba în raport cu cei care distribuie astăzi aceste utilități. Deci sunt multe lucruri care trebuie stabilite, vor fi stabilite și vom vedea cum vom rezolva problema în viitor. Emisiunea La Subiect, în care a fost invitat senatorul PNL de Hunedoara, Vasile Căpotecă, poate fi vizionat atât pe pagina de Facebook, dar și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1TV Deva.